Un accident violent a avut loc azi dimineață în apropierea localității Reci din județul Covasna. O persoană a murit și alte 6 au fost rănite după ce șoferul unei auto-utilitare a pătruns pe contrasens. Pe fondul oboselii, șoferul unei auto-utilitare în vârstă de 21 de ani a ațipit la volan și a ajuns pe contrasens, unde a lovit în plin un autoturism care circula regulamentar. În urma impactului frontal, o persoană a decedat, iar alte 6 persoane au fost rănite grav. Mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean și Smurd au ajuns la fața locului și au preluat victimele. 4 dintre răniți au ajuns la unitatea de primiri urgențe din Sfântul Gheorghe, iar 2 victime au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Brașov. La fața locului au mai ajuns și un echipaj de descarcerare și o autospecială cu apă și spumă. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului.